E un exercițiu, dotările sunt departe de a fi cele pe care le-am dorit. Am văzut deja că a apărut și în spațiul public faptul că avem un singur echipament de detectare în ruinele unei clădiri a victimelor. Da, deci va trebui să avem cu un singur echipament, va fi foarte dificil să intervenim într-o situație reală în care avem o multitudine de clădiri prăbușite în același oraș sau în mai multe orașe din țară. Dar, din nou, astea sunt lucruri pe care le știam. Știam că dotarea este deficitară, va trebui să investim noi ca stat, și aici nu ține de capacitatea ISU, noi ca stat va trebui să facem niște alegeri strategice importante în următorii ani și să alocăm resursele suficiente pentru a fi mult mai bine pregătiți și din punctul de vedere al dotării. Pentru că cu oricâtă bunăvoință ar avea și cu oricâtă competență ar avea ISU, și eu cred în competența pompierului român, dacă nu are dotările suficiente, nu va putea să facă față cu brio în astfel de situații până la capăt.